Ne puteți spune, vă rog, ce vă face fericit? Muzica. De ce vă face fericit? Păi vibrația muzicii e esențială. Salutare! Știi ce se spune despre români că s-au născut poeți și că se pricep la orice subiect ai aborda, de la mașini, fotbal, politică, afaceri? E bine, cu acest lucru în minte, am ieșit în centrul Bucureștiului alături de colegii mei, de Alina Florea și de Laurențiu Florea, și le-am adresat trecătorilor o întrebare ceva mai dificilă, ceva mai filosofică, dacă vrei, la care nu poți răspunde chiar atât de superficial. Și mă bucur că au trecut pe acolo și câțiva străini care ne-au răspuns de asemenea la întrebare și astfel am putut să comparăm puțin mentalitățile. Te invit și pe tine să reflectezi puțin, să te gândești la această întrebare, dar nu înainte să te abonezi și apoi să lași în comentarii care este părerea ta despre subiectul propus. Iată ce au răspuns trecătorii la întrebarea săptămânii. Soția mea, bună. Ne spui, spune și de ce? Bună întrebare. Da. Îmi chem mereu alături de mine, împărțim multe momente frumoase. Și na, când vin de la serviciu, știu că uit de toate și mă bucur de noi. Well, if you have money, then you're safe. You have a roof over your head, you have food, so you're happy. Lucru, prietenii, tot. Ok. De ce? De ce? Când sunt împreună cu prietenii, sunt fericit. Ah, ne poți spune și de ce? Pentru că ne iubim. De ce te face pe tine fericit? Nu știu, că ne înțelegem foarte bine. Da. Și ne potrivim pe toate aspectele. Super. Și pe tine ce te face fericită? Bunătatea oamenilor. Pentru că îmi place să văd altruism și empatie. I don't know, to learn about other stuff and adventure. Not doing laundry. Familia, prietenii. Asta fac să simți bine viața asta, că altfel pentru ce muncim? My kids. Your kids? Why? Because look at them, they are fabulous. And good food. When she's happy, I'm happy. Very nice. Probably by the same thing that she said. Dragostea, să fiu sănătoasă, o rază de soare. Super. Ne poți spune și de ce? De ce mă fac fericită? Că aduc energie pozitivă și îmi umple, nu știu, îmi umple viața de tot ce e mai frumos. Madeline is making us very happy at the moment, this girl over here we just met. Super, congratulations, and tell us why. Oh, why? We've had the weirdest threesome coffee date, and it's just been very enjoyable. The only other option is death, really, so it's good to just enjoy the time whilst you're alive. Zâmbetul unui copil. De ce vă face fericită zâmbetul unui copil? Pentru că își dorește. Da, așa e. Da, super. Și pe dumneavoastră ce vă face fericit? Să fim sănătoși. Să fie toată lumea mai bună, probabil. Adică mai exact cum? Adică să nu fim atât de ipocriți cum suntem unii dintre noi. Mai am cele 10 porunci, să ne iubim mai mult unii pe alții, din toate punctele de vedere. Și să avem mai multă grijă unii de alții.